Consider că și nu este prea mult să ne unim din nou inimile noastre, să binecuvântăm pe Dumnezeu nostru Tatăl din ceruri, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, să dăm respect cuvântului Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi din Ioan, capitolul 17, cu versetul 21 până la 24 inclusiv. Ioan, capitolul 17, cu versetul 21, pagina Bibliei 1049. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Amin. Reocupați locurile. Și consider că și pentru tot ce Domnul lucra și va lucra în continuare, să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Mă bucur să fiu cu voi în seara aceasta la părtășie și vreau ca numele Domnului să fie înălțat în mijlocul nostru. Suntem la și mă gândeam, stând pe barcă, căci parcă sunteți așa iubiți de Domnul. M-a luat fratele pe care m-a chemat în seara aceasta în mijlocul nostru, prin surprindere, eram în seara aceasta programat în altă parte, dar am spus la stăruința fratelui, rămâne pe altă dată în locul unde era programat. Și am spus, sunteți de-ai noștri, de aici mai aproape și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu un duh de ascultare. Mă uit așa peste voi, peste adunare, peste biserica întreagă și vă fac o întrebare de la început. Spunea Pavel de altă dată în epistola sa, cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Și vreau să vă pun o întrebare în seara aceasta, cercetați-vă în seara aceasta să vedeți dacă cuvântul lui Dumnezeu este potrivit cu starea poporului său. Mi-a pus Domnul pe inimă aici din Ioan, capitolul 17, rugăciunea Domnului Iisus de unitate și întrebați-vă fiecare în parte, nu trebuie să dați o notă, nu trebuie să dați un răspuns. Întrebați potrivit cu Sfintele Scripturi, Doamne, pe unde sunt? Și dacă voiești ca seara aceasta să ne unești tot mai mult în dragostea ta, ajută-ne să facem acești pași. Amin. Nu m-am consultat cu fratele și nu m-am întrebat ce vorbesc. Dar fratele la început a fost așa călăuzit din Duhul lui Dumnezeu tot spre aceasta, spre unitate. Și vedem că lucrurile se iagă și consider, mai ales umblând pe câmpul acesta al Evangheliei, întâlnesc multe cazuri și ceea ce lipsește poporului Dumnezeu este unitatea pe care nu se mai vede. Din pricină că și nu mai este unitate, vrăjmașul are câștig, vrăjmașul face despărțiri. Aduce fel și fel de încredințări la mintea noastră, la cugetul nostru, să apucăm alte cărări. Dar în seara aceasta, bazat pe rugăciunea Domnului Iisus de altădată, te îndeamnă biserică dragă din Frătăuți, unește-te tot mai mult în dragostea lui Hristos. Amin. Poate privim așa la rugăciunea aceasta Domnului Iisus și spune aici, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Poate ne întrebăm așa pentru ce este numai decât necesară unitatea trupului Hristos. Nu vreau să mă îndepărtez de ce este scris și bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Este necesară unitatea în trupul lui Hristos pentru că suntem un trup. Să vedem ce spune Pavel în 1 Corinteni. Capitolul 12, cu versetul 13 și 14. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Și vreau să te întreb în seara aceasta, spune vreodată mâna stângă de mâna dreaptă, măi, n-am trebuință de tine, fotografere. Și amândouă împreună fac o lucrare foarte bună, că se ajută una pe alta. Și ca mădulare în trupul lui Hristos, trebuie să ne unim cu toții, căci alcătuim un singur trup, pentru aceeași țintă ne-am pornit spre cer. Și ținta noastră este desăvârșirea noastră, să ajungem cu toții la limanul bun,
pământ să fim uniți. Fără unitate, poporul lui Dumnezeu nu are biruință. Fără unitate, vrăjmașul are câștig să aducă fel și fel de lucruri și fel și fel de păreri, de credințări. Și aceasta este datorită că unitatea lipsește dintre noi. Și spune aici, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Să ne ajute Dumnezeu, dacă ne-o chema să fim frați și surori în Hristos, să ne ajute să fim toți una. Ne-o chema Dumnezeu la această unitate, în rugăciunea sa, când se ruga către Tatăl Ceresc, o spus, Tată, precum suntem noi una, așa și e să fie una. Puneți întrebarea în seara aceasta, cât lipsește unitatea trupului Hristos în biserică? În viața de zi cu zi, de la persoană la persoană, nu se mai adună frații, nu se mai sfătuiesc frații, nu se mai îndeamnă, mai ales bârfa aceasta, clevetirea aceasta, a făcut să despartă lanțul dragostei și nu să-l unească. Haideți să ne verificăm de unde suntem și să ne pocăim mai mult. Amin. Să ne sfințim, să trăim în voia lui Dumnezeu și să păstrăm această unitate. De ce este necesară unitatea trupului Hristos? Este necesară unitatea trupului Hristos că suntem o armată. Vreți să deschidem cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, unde spune Pavel altădată Efesenilor așa, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și spunea Pavel de altădată Efesenilor și îndemna atât de frumos și spunea, măi, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor acestui veac. Nu. Și pentru că suntem o armată, putem lupta împreună. Stau așa și gândesc la o comparație pe care putem face, niciun soldat nu poate câștiga o bătălie singur. Și tu ca un singur mădular pe care ești în trupul lui Hristos, nu poți să birui atacurile vrăjmașului străine din partea celui rău. Dar pentru că Dumnezeu ne-a făcut o armată și suntem frați și surori în Hristos, putem să luptăm împreună. Și cu toții să avem biruință. Putem să luptăm împreună și cu toții să ne dăjduim că Dumnezeu se va implica la problemele personale, materiale, familiale. De aceea, haideți să trăim această unitate. De ce este necesară unitatea trupului Hristos? Pentru că suntem o familie. Spune de altă dată Domnul Iisus în Matei 12 cu 50, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela este frate, soră și mamă. Și vine Pavel de altă dată și îndeamnă pe tesalonicen și spune și voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și a doua parte a versetului este, spune, feriți-vă de curvie. Nu vreau să mă adâncesc pe linia aceasta, căci este un subiect greu, pe care nu-mi permite timpul. Dar îndemnul pe care mi-l dă și nouă, în zilele din urmă, sfințește viața și trăiește în voia lui Dumnezeu. Căci asta este voia lui Dumnezeu cu privire la poporul său, cu privire la noi, să ne sfințim mai mult. Amin. Pentru că suntem o familie și vrem să dovedim lucrul acesta în orice situație din viața noastră, că suntem o familie. Și pentru a rămâne familia unită trebuie să aibă cel puțin trei lucruri ca ea să dăinuiască și să rămână o familie unită. Dar înainte în aceste trei lucruri vreau să vă spun că aici Domnul Iisus spune că oricine face voia Tatălui meu care este în cerul, acela rămâne. Pentru a rămâne în voia lui Dumnezeu și să fie recunoscut de însuși Fiul lui Dumnezeu, trebuie să rămâi în voia sa și să ne ajute Dumnezeu pe toți la lucrul acesta. Amin. Pentru a rămâne familia unită, în unitate, fără ca vrăjmașul să aibă câștig, prima dată trebuie frați și surori să ne iertăm. Și dacă am lăsat vrăjmașului o toleranță în viața noastră, o toleranță mică, poate spune noi între lucrurile bune și rele, măi, dar eu să mă prec în fața fratelui a surorii, eu să merg să cer iertare,
Domnul repară rănile care le-a făcut El. Dar rănile care le-am produs eu, surorii, fratelui, trebuie să ne cerem iertare, să le reparăm de cauză. Și ca familia să rămână o familie unită, prima dată trebuie să ne iertăm unii pe alții. Și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea lucru, ca familia să dăruiască și să rămână o familie unită, trebuie să comunicăm. Fără o comunicare nu poate dărui o familie. Nu poate să rămână o familie unită. Și ca familia să rămână unită, trebuie să comunicați între voi. Măi, spune-i fratelui tău căci nu mai lupte ca altădată. Spune-i surorii tale căci nu se mai îmbracă ca altădată. Dar comunicați între voi. Nu lăsați această dezbinare să facă vrăjmașul prin judecată, prin clevetire, prin bârfa care a ajuns la rang înalt în zilele din urmă. Lucrurile acestea care considerăm noi mici produc mari întristări Duhului Sfânt, bârfa, judecata, clevetirea, nu mai spun de făimarea, care este încadrată în aceeași categorie cu curvare și cu închinători la idol. Și întâlnești frați și sorori care te faimă pe unii și pe alții. Măi, frate și soră, este seara când Dumnezeu îți vorbește în milă. Și dacă te-a prins vântul acesta, vrăjmașul, cu aceste lucruri în viața ta, de grabă să ne oprim și să știm că și numai El este Dumnezeu. Spuneam Psalmistul de altă dată în 46:10, opriți-vă și să știți că și eu sunt Dumnezeu. Mă uit așa la lucrul acesta pe care vrăjmașul pătrunde în zilele din urmă, în viața familiilor, în viața bisericilor, a poporului Dumnezeu cu lucrurile acestea. Măi, nu se pot ruga frații, nu se pot ruga surorile atât de repede cât poate să clevetească, cât poate să judece. Dar pentru a rămânea familia unită trebuie să comunicați unii cu alții, spune surorii tale, măi, cu ce te pot ajuta? Ia o zi de post împreună cu tine, mă rog pentru tine, spune fratele tău, măi, pentru lucrurile care sunt lipsă în viața ta, mă plec la povară și muncesc împreună cu tine. Ca astfel să rămânem cu toți până la sfârșit în voia lui Dumnezeu. Ne-a făcut Domnul Iisus în Hristos, frați și surori, și ne-a chemat la o împărăție și la slava sa veșnică. Spune de altă dată Domnul Iisus, când era pe fundul acestui pământ o întrebare ucenicilor, celor ce îl înconjurau, celor ce îl împărzeau în vremea lui și spunea, ce spune lumea despre mine că sunt eu? Oare nu cunoștea că ce era trimis de Tatăl să mântuiască un rod bine pregătit pentru slava cerească, a știut. Dar a vrut să vadă și cei din jurul lui ce spune lumea despre el, că ce este el. Și vreau să fac așa o analiză în parte, frate și soră. Cercetează starea ta, situația ta, relația ta cu vecinii tăi, cu frații din adunare, cu surorile, cu cei de la locul de muncă, cu cei de la școală și întreabă-te ce spune lumea despre tine că ce ești tu. Nu trebuie să spună de bine că își mergem în pas cu lumea, cu moda și cu lucrurile ușoare, ci trebuie să spună ca Petru de altă dată cu adevărat ești fiu de Dumnezeu. Te mai recunoaște oamenii, societatea în care trăiești, satul acesta, căci ești fiu și fică de împărat, prețuiește-l pe acest împărat. Cinstește-l pe acest împărat, dovedește că ce aparție acestui împărat, acestui tată, dovedește lucrul acesta. Nu mai spun căci moda zilor din urmă o acoperit adunările întregi. Doresc în seara aceasta și mă rog ca Dumnezeu să mai cerceteze inimile și să ne ajute să trăim Sfințirea. Să ne ajute Dumnezeu să trăim în voia Lui și astfel să rămânem cu toți o familie unită. Și al treilea lucru pentru a dăinui și a rămâne familia unită, trebuie să slujim împreună. Nu ne-a chemat Dumnezeu să fim numai vânători de greșeli. Știți că și toți cei ce trec pe aici prin față are nevoie de rugăciunea ta din privat, din ascuns. Sunt lucruri pe care Dumnezeu a încredințat pe oamenii Săi, pe slujitorii Săi, poporul Său, lucruri vizibile în fața poporului și lucruri care nu sunt vizibile, dar lucrurile acelea care nu sunt vizibile, sunt vizibile în ochii lui Dumnezeu. Și dacă ești un mijlocitor în bancă și te rogi pentru cel ce este în față,
Dacă te rogi pentru cel ce cântă, pentru slujitorii săi, vei vedea că Dumnezeu ascultă rugăciunea și lasă Duhul Său cel Sfânt la lucru. M-a întrebat așa odată un frate și a spus: măi, dar numai noi să trăim Sfințenia, numai noi să ne rugăm, numai noi să fim în voia lui Dumnezeu. Bazat pe Sfintele Scripturi, în Întâia Petru, capitolul 1, cu versetul 16, spune Petru de altă dată: fiți sfinți, căci eu însuși sunt sfânt. Nu chema numai predicatorii, numai proroci, numai cei ce slujesc, numai cei ce crede să fie sfinți. Ci-o spus: fiți sfinți, căci eu însuși sunt sfânt. Mă uit așa prin adunări, prin biserici și vreau să vă spun că dacă predicatorul nu are o viață de trăire cu Dumnezeul său, n-ar trebui să predice. Dacă prorocul nu are o legătură cu făcătorul său, n-ar trebui să prorocească. Și dacă cântărețul nu are o viață de rugăciune, o viață trăită în sfințenie, n-ar trebui să cânte. De aceea să ne ajute Dumnezeu să trăim pocăința cum ne-a fost dată. Și să ne cercetăm în fața Evangheliei, în fața Cuvântului Dumnezeu. Și să ne vedem starea noastră, să venim în sinceritate și să spunem: Doamne, ăștia suntem, nu ne dăm drept alții. Nu te mădulii că-și Dumnezeu nu lucrează ca în trecut. Dumnezeu lucrează. Are aceeași putere ca altă dată. Dacă în milă, în îndurarea sa, nu a luat o decizie cu privire la viața ta, cu privire la lucrurile și planurile tale, ești cuprins în îndurarea lui Dumnezeu. Dar nu merge până la infinit lucrurile acestea. Va veni și ziua când Dumnezeu va lua o decizie pentru fiecare suflet în parte. Și spune Psalmistul la un moment dat, în Psalmul 93, spune: se va face odată judecată după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Nu vor găsi bună toți dreptatea lui Dumnezeu, judecată lui Dumnezeu. Spune: toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Și să ne dăjduiește Dumnezeu și să mergi chiar uneori plângând pe cărare, chiar pe câmpul acesta al Evangheliei, chiar dacă câteodată mi-a mâncat pâinea plângând din pricina fireștilor de pe bănci și adunării, s-o merita să lupt, s-o merita să îndur disprețul, ocară, rușinea, batjocura. Ce lucruri te fac în această vreme să stai așa nepăsător față de o mântuire așa de minunată? Măi, nu mai ai atracție nici de cântare, nici de rugăciune, nici de cuvânt. Și vin casa lui Dumnezeu și crezi că totul este ok. Și nu e ok cu viața ta. Haideți să ne cercetăm în seara aceasta și să ne punem viața în rânduială. Și să spunem: Doamne, dacă astăzi am fost nepăsători, vrem din seara aceasta cu noi hotărâri, cu noi decizii din fața ta, să ne ajut să trăim voia și planul tău până la sfârșit. Așa și mă gândeam la lucrurile care spune mai departe Domnul Iisus în rugăciunea sa și de ce este necesară unitatea trupului Hristos. Este necesară că suntem o casă. Haideți să vedem tot în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și spune aici Efesenilor: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți. Să luăm așa firește lucrul acesta din capul locului, versetul acesta, și să ne oprim la fiecare punct în parte. Și spune: voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți. Dacă vine un om necredincios între noi, în casa lui Dumnezeu, este străin de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi dacă prinde drag de Cuvântul lui Dumnezeu, de părtășea împreună cu frații și surorile, ajunge să fie oaspete. Dar noi nu suntem nici străini, nici oaspeți, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu ne-a făcut lucrul acesta, vreau să te întreb o singură întrebare pe linia aceasta. Ce vrei să rămâi în poporul lui Dumnezeu? Rob sau fiu în casă? Vorbește Domnul Iisus altădată în Ioan capitolul 6 despre adevărata slobozenie. Și vorbește acolo despre rob și fiu. Dacă omul muncitor cu ziua la muncă, nu? Trece ziua.
ziua o muncit, îl plătim și pleacă. Dar fiul muncește acasă și rămâne pururea în casă. Se prea poate întâmpla dacă n-ai trăit pocăința până la sfârșit, dacă te compromiți cu lucruri de nimic, să fie poate chiar așa cum spune Domnul Iisus acolo și cu noi în zilele din urmă. Să fii doar un singur om. Să te folosească Dumnezeu într-o lucrare, să poți cânta, să poți vesti și la un moment dat, dacă nu rămâi în voia lui Dumnezeu, să nu mai parte cu El. Și ai fost un rob în casă. Dar spune despre Fiul că își rămâne pururea în casa lui Dumnezeu. Și mă rog în această seară Dumnezeu să ne ajute să rămânem până la sfârșit vii în casă. Să alegem partea bună, cum spunea Domnul. Și alegând partea bună, vom vedea că trebuie să ne luptăm mai mult pentru sfințirea noastră, pentru a lupta lupta bună a credinței noastre. Mă uit așa. Spune Iuda, versetul lui acolo, că și-a lăsat o credință. Nu? Și se luptau pentru ceva. Pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar nu pune acolo o paranteză și spune mai multe feluri de credință. Ci-a fost lăsat o singură credință care trebuie să luptăm și să rămânem până la sfârșit în voia lui Dumnezeu și în hotarul opus de Dumnezeu. Samson, când a trecut hotarul pus de Dumnezeu, nu l-a mai călăuzit Duhul lui Dumnezeu. Spune despre Samson de altă dată că Duhul Domnului îl mișca între Țoria și Eștaol. Adică a fost un perimetru când te însoțește Duhul lui Dumnezeu. Dacă treci hotarul pus de cuvânt și treci în partea cealaltă și vrei să vezi ce este acolo și calci cuvântul în picioare, să știi că poți să ajungi departe de fața lui Dumnezeu. Haideți să rămânem în hotarul pus de cuvânt și până la sfârșitul zilor noastre să rămânem cu adevărat în casa lui Dumnezeu fii. Suntem aici și mă gândeam la lucrul acesta, spune despre casa aceasta pe care putem să clădim fiecare care ne-a chemat Dumnezeu la împărăția și la slava sa în 1 Petru 2:5. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și voi ca niște pietre vii, mai ești o piatră vie în poporul lui Dumnezeu, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Numai bazat pe versetul acesta, dacă ne vom face o analiză în fața acestui verset, o verificare, să ne întrebăm cu ce sunt de folos casei lui Dumnezeu. Mâine au făcut Dumnezeu să fim niște pietre vii. Sunt viu în casa lui Dumnezeu sau aproape mort? Dacă ești viu pentru Domnul, pentru lucrările sale, trebuie să se dovedească că ai părtășie cu frații, cu surorile, nu numai aici. Părtășia de aici dovedește silința ta din privat. Dacă n-ai o viață de rugăciune trăită acasă, aici rugăciunea este de un minut, două. Dacă n-ai o călăuzire din partea lui Dumnezeu să stai în odăiță, să-L chemi pe Dumnezeu la lucru, aici când n-ai ce de avea în poporul lui Dumnezeu. Poate te învârtești pe lângă niște povestioare, pe lângă niște întâmplări și amesteci lumina cu întunericul. Dar Dumnezeu să ne ajute ca astfel, ca niște pietre vii care am fost zidiți să fim o casă duhovnicească, să rămânem niște pietre vii. Și când este vorba de cântare, să cântăm cu toții. Când este vorba de rugăciune, să ne rugăm cu toții. Și când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm și să împlinim în viața noastră. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Ne întrebăm poate de ce este necesară unitatea în trupul lui Hristos și am enumerat aceste puține lucruri. Dar vreau să vedem ce înseamnă unitatea, legătura aceasta cu toată biserica în trupul lui Hristos. Unitatea înseamnă supunere în loc de răzvrătire. Asta înseamnă unitatea. Supunere în loc de răzvrătire. Vedem așa în Evrei, capitolul 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci îi privegheați asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu sus.
terminăm, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Suntem așa și mă gândeam, unitatea asta înseamnă supunere în loc de răzvrătire. Ce înseamnă unitatea? Efeseni 4:11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și vreau să spun, dacă El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, înseamnă că trebuie să asculte cei pe care El i-a dat. Dar se poate întâmpla ca într-o vreme ca aceasta să ne uităm așa, plin de orgoliul nostru și să spunem, măi, dar ăsta vine și ne învață. Măi, dar ce are cu noi? Și nu mai acceptăm învățătura sănătoasă. Spune de altă dată Solomon 5:12, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Și spune acolo un cuvânt mult mai greu. Cum am putut să n-ascult de glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Se poate să te nenorocești de tot chiar aici, stând în casa lui Dumnezeu? Se poate. Dacă nu asculți, dacă nu accepți îndemnul, mustrarea, ele sunt calea vieții, dacă nu asculți de glasul învățătorilor pe care Dumnezeu îi folosește din vreme în vreme și din timp în timp, s-ar prea putea întâmpla să ajungi pe o extremă foarte grea și să te pierzi de tot chiar stând aici, în casa lui Dumnezeu. Haideți să fim așa supuși înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor ce Dumnezeu i-a încredințat să fie mai mare. Spune ce evrei, fiți-le supuși, ascultați de mai mare voștri. Este cea mai mare problemă a zilor din urmă ascultarea. Nu se mai ascultă copiii de părinți, unii pe alții. De aceea avem nevoie de o ascultare și lucrul acesta va dovedi că ascultând de Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu îi folosește, ne va ajuta să rămânem pe calea adevărată până la sfârșit. Ce înseamnă unitatea? Unitatea înseamnă modestie în loc de aroganță. Asta înseamnă unitatea, modestie în loc de aroganță. Luca 17:10. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Mă uit așa, unii care se laudă prea mult în ultima vreme. Măi, Dumnezeu prin mine a vorbit, prin mine a lucrat, prin mine a vindecat. Și spune aici Domnul Iisus, tot așa și voi, după ce veți face toate aceste lucruri, să spuneți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut că era dator să fac. M-am luptat căci am fost dator să mă lupt. M-am rugat, m-am ostenit, am plâns, m-am jertfit, m-am dedicat lucrării lui Dumnezeu căci a trebuit să fac așa. Nu să ne ridicăm mai sus, să se vadă ce facem noi. Dacă am stat să ne lăudăm fiecare, cred că n-ar încăpea laudele. Dar să ne verificăm în seara aceasta ce am făcut pentru Domnul și ceea ce am făcut pentru Domnul să știe Domnul despre noi. Și la ziua venirii sale să ne răsplătească El dreapta sa. Să ne arunce Dumnezeu la lucrul acesta. Unitatea înseamnă variabilitate în loc de încăpățânare. Filipeni 3:16. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, putea spune Pavel, poate dacă aveți o altă părere, puteți pleca în altă parte. Dar nu o spus așa. O spus aici, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Și asta înseamnă unitatea trupului Hristos. Maleabilitate în loc de încăpățânare. Măi, să-l vezi și pe fratele mai slab, pe sora mai slabă decât tine și să spui, măi, îl ajut cu ceva, îl ajut cu ceva. Mă silesc să-i fiu de folos, de ajutor. Nu să mă ridic mai sus de el și să spun, măi, dar ăsta n-are ce căuta pe lângă mine, ăsta, nu? Asta înseamnă unitatea și asta dorește Dumnezeu de la noi, să avem variabilitate în loc de încăpățânare. Putem să-i facem pe oameni vinovați și tot să-i spunem despre vina lor pe care o poartă, dar s-ar prea putea întâmpla să nu-i facem dintre aceea să-i adunăm în trupul lui Hristos și să-i depărtăm.
Haideți să ne cercetăm în seara aceasta și să vedem pe unde suntem în privința aceasta. Am fost aroganți sau maleabili? Nu trebuie să fim maleabili la păcat, la nelegiri, la fără de lege, ci trebuie să fim maleabili, cum spune Galateni de altă dată, dacă un frate a căzut deodată într-o greșeală, voi cu Duhul blândeții să-l ridicați. Nu? Asta înseamnă unitatea. Și pentru că timpul trece foarte iute, foarte rapid, vreau să vă las o încurajare a zilor din urmă pe care mă confrunt și pe care Dumnezeu mi-a pus pe inimă, ca ori de câte ori în ultima vreme de slujire am spus la sfârșit fraților în biserică. Și vreau să vă fac conștient de o avertizare a zilor din urmă pe care se găsește în Matei capitolul 24. Și spune Domnul Iisus despre această avertizare și dacă ne vom ținea cu amândouă mânuri de ea, de această avertizare a zilor din urmă, vom rămânea în picioare în zilele din urmă. Și spune aici cu versetul 3, El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la El la o parte și a zis, spune-ne când se va arăta, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Această avertizare a zilor din urmă este și pentru voi, biserică dragă din Frătăuți. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Stau și mă gândesc, mai ales dacă intri pe câmpul acesta al socializării, dacă deschizi YouTube-ul, găsești mii de predici. Și dacă n-ai o stabilitură, un echilibru, o viață de rugăciune și de cercetare a Scripturii, te pierzi cu tot cu predici. Și spune aici Domnul Iisus, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Oameni care trăiesc în păcat, în fără de lege și merg cu tupeu înainte, fără să țină cont că Dumnezeul oștirilor va face într-o zi dreptate. Sunt oameni legiți care merg pe Evanghelia și vine și ne spune o, așa o pocăință formală, o pocăință numai să spui, măi, dar bine o vorbit, nu ne-o atins nici pe unul, nici pe altul, o ținut cu noi. Dar oamenii care vor lupta pentru adevăr, care vor ține mărturia Domnului, care vor ține cuvântul Domnului la înălțime, vor fi disprețuiți și marginalizați. De aceea avertizarea zilor din urmă este, frate și soră, bagă de seamă să nu te înșele cineva. Căci vor veni mulți în numele meu, spune Domnul Iisus, și vor înșela pe mulți. Bagă de seamă. Hristoși mincinoși. Mă rog în această seară Dumnezeu să ridice bărbați curați ca în zilele din urmă Evanghelia aceasta să se mai răspândească curată. Amin. Și de aici, de la voi, de la Frătăuți, să se mai ridice nume de slavă și nu de ocară. Nume de slavă și nu de baciocură. Mă rog pentru slujitorii din cea. Și mă rog, Doamne, lasă lumină ochilor ca să vadă lucrurile care ne înconjoară. Și atunci când vrăjmașul caută să intre cu lucrurile străine în poporul lui Dumnezeu, ca slujitorii lui Dumnezeu să pună limită la vreme și să nu intre lucrurile străine, lucrurile din afară în popor. Mă uit în viața fraților care se plâng, măi, am lăsat una, am lăsat alta, de dragul să avem turma mare, de dragul să fie toți, nu mai putem ține în control lucrurile. Se plâng frații, slujitori, frați și surori, Dumnezeu să vă lase lumină ochilor să puteți vedea lucrurile străine, ca ele să nu intre înăuntru. Are nevoie slujitorii de rugăciunile voastre, de silința voastră, de dedicarea voastră în rugăciune și astfel lucrurile din afară să nu pătrundă. Spune mai departe, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, o fost și o să mai fie. Un neam se va scula împotriva altui neam, o fost și se va mai auzi. Dar vreau să mă opresc la versetul 10 care spune, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Și
Și stau și mă întreb în seara aceasta și ori de câte ori am posibilitatea, se prea poate întâmpla ca să mergi cu fratele, să mergi cu sora de ani de zile în casa lui Dumnezeu și la un moment dat să te vândă? Se poate. Vânzători s-au ridicat cu grămada în poporul lui Dumnezeu. Vânzători s-au ridicat cu grămada și spune aici, atunci mulți vor cădea, se vorbind de unii pe alții. Te spală cu apă curată la cina Domnului și a doua zi te vârfește din capătul celălalt al țării. Dintr-o parte și din alta. Și spunem că suntem bine. Te sărută la cina Domnului și te vinde ca Iuda cu preț de nimic. Și aceasta se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Frate și soră, bagă de seamă să nu fie înșelat. Și vânzători să nu se ridice din poporul acesta. Să ne ferească Dumnezeu. Că știm care este plata lui Iuda. Mai departe, spune cuvântul Domnului, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Aceste două categorii de oameni au făcut, fac și vor face mari dezastre și ravage poporul lui Dumnezeu. Hristoși și mincinoși vor înșela pe mulți și prorocii mincinoși care vor înșela pe mulți. Vor merge mână în mână aceste două lucrări care vor face mari dezastre în poporul lui Dumnezeu. Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Și avertizarea pentru noi a zilor din urmă, bagă de seamă să nu te înșele cineva. Eram la începutul anului trecut la Mola Suceava, îmi scria mașina. Și m-a oprit un om, nu l-am cunoscut niciodată, nu l-am văzut niciodată. Și mă confruntam atunci cu o situație, eram chemat la o slujire în Anglia și m-a sunat fratele meu, am un frate acolo, îmi spus, dacă totuși vii la slujire, rămâi la noi vreo 3-4 luni. Și nu știam ce să fac, să rămân acolo, să nu rămân 4-5 luni. Și mă oprește omul acesta pe care nu l-am văzut și a spus, măi, îmi spune Domnul să spun că ce ești în fața unei bariere. Bariera aceasta înseamnă granița României cu o țară. Și a spus, Domnul, du-te că acolo am în vedere să căsătornicești și să fac mari lucrări. M-am dus acasă și m-am rugat Domnului și am sunat pe un frate din Suceava și am spus, frate, ajută-mă rugăciune ca o cauză. Și fratele acesta mi-a spus, la cauza pe care ai pus-o, mi-a spus Domnul să spun, dacă nu vei rămânea în stare de mulțumire, vei merge din pagubă în pagubă. Și acum vreau să te întreb, frate și soră, pe cine să-L crezi? Pe cine să-L crezi? Dacă nu ai lumină din partea lui Dumnezeu, te pierzi cu tot cu proroci. Te pierzi. Eu am fost poate derutat dintr-un punct de vedere material sau pământește, dar sunt oameni care se duc la vale cu tot cu proroci și prorocii. Am întâlnit un om derutat nu de multă vreme cu un caiet plin de lucrări. În fiecare seară îi numai la proroci. Și am spus, măi omule, când am verificat cu pocăința, nu prea era pe nicăierea. Pe unde stai cu citirea cuvântului? Păi eu n-am timp de citirea cuvântului că sunt la proroci. Să ne ferească Dumnezeu de panta aceasta, să nu fim înșelați de proroci mincinoși. Căci ăștia tot mai mult se scoală, obraznici, care cheamă numele Domnului, care vorbesc în numele Domnului. Proroci mincinoși și Hristos mincinoși. Și am zis la oameni și m-am întrebat, am spus, măi, pe ăsta nu l-am văzut niciodată, l-ascult pe el și m-am dus. Am rămas acolo. De pe Anglia mi-au luat frații bilet pe Franța la evanghelizare și când să mă duc înapoi, să mă întorc înapoi, frații, acolo la vamă mi-a spus, nu mai intri în Anglia. Ai făcut prea multe intrări și ieșiri într-o lună, nu mai intri. Și acum am fost derutat din cauza că și n-am ascultat de voia lui Dumnezeu, de ceea ce mi-a spus Dumnezeu prin vasul său. Am zis, măi, ascult pe ăsta, nu l-am văzut niciodată, nu, și mi-au vorbit și inimii mele. Și am spus, măi, să-L cred, mă. Dar am văzut că m-am văzut derutat. Și această avertizare este un lucru mărunt, dar sunt lucruri mari pe care i-au băgat în ceață. I-au dezorientat pe oameni mari. I-au depărtat de unii de alții, proroci și mincinoși. Mai sunt două extreme acum în privința aceasta. Două categorii de oameni cu două extreme. Oameni, frași și surori, care cred totul și ăștia tot ce li se spune, tot cred. Și altă extremă care nu cred nimica. Extrema asta la altă care nu cred nimica, să se coboare și îngeri din cer, ăștia nu cred nimic. Numai Dumnezeu dacă intervine El. De aceea este nevoie de lumină ochilor noștri, să putem
putem înțelege pe unde suntem, cu ce lucruri avem de-a face și cu ce lucruri ne confruntăm, pentru a rămâne în picioare până la sfârșit și să avem biruință, trebuie să ne păstrăm viața curată, inima curată, că spune Domnul Iisus în fericire de pe munte, în 5:4, ferice de cei cu inima curată, căci și ei vor vedea pe Dumnezeu. Și toți aceia care își vor păstra inima curată, nu se vor lăsa mânciți de Hristoși mincinoși și de proroci mincinoși. Spune mai departe cuvântul Domnului și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Umblu foarte mult în ultima vreme și văd și la voi aici nu prea este așa râvnă de rugăciune, atracție de rugăciune. Și spune cuvântul Domnului și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Când iubești mai mult lucrurile care trec odată cu întrebuințarea lor, când iubești mai mult lucrurile care atrag cu sine osânda și nu dreptatea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, vei ajunge să slăbești, vei ajunge să ajungi într-o stare în care să fii nepăsător și să spui că mergi bine. Dar aici cuvântul Domnului spune și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mult se va răci. S-o răci dragostea. Eram acolo în frața evanghelizare și se plângeau frații, nu avem bătrâni, nu avem bătrâni între noi. Aici mai aveți bătrâni între voi, Domnul să îi binecuvinteze. Suntem acolo și mă gândeam și spuneam fraților, măi, nu trebuie să vă plângeți de lucrul acesta. Îi drept, bătrânii, nu-i mai aveți între voi, s-au dus la Domnul. Ei sunt în siguranță, s-au luptat, au trăit pocăința. Au trăit așa lucrurile care sunt scrise. Trebuie să vă plângeți de voi și trebuie să ne plângem de noi. Ce facem în generația noastră? Dacă eu, dacă voi nu luptați pentru desăvârșire, pentru a susține așa ce este scris în cartea aceasta, cei ce cresc pe băncile adunării, copiii aceștia, nu vor avea nicio orientare spre Hristos. Cu adevărat, bătrânii s-au dus, i-au luptat, nu mai sunt. Dar ce facem noi într-o vreme ca aceasta? Că cresc copiii pe băncile adunării și nu au ține de orientare spre Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să ne luptăm lupta bună a credinței. Și astfel să nu permitem lucrurile ușoare, că spune, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Și răbdarea aceasta nu înseamnă în vreme cu soare, în vreme când îți merge bine, în vreme când toate lucrurile parcă nu ne lipsesc. Spunea frații de la început, căci ne-a binecuvântat Dumnezeu cu toate binecuvântările acestea, și firește și duhovnicește. Și trăim bine. Și din cauza că trăim bine, nu se mai aude prin biserici, vino Doamne Iisuse. Bunăstarea, comoditatea, confortul, lucrurile acestea îngăduite ca binecuvântări în viața noastră, ne-au făcut să ne depărtăm de Dumnezeu tot mai mult. Că n-am vegheat când trebuia de vegheat. Și vine Domnul Iisus în Matei 25:6 și spune, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Nu vei putea ieși în întâmpinarea mirelui dacă astăzi umbli cu lucruri de nimic, dacă astăzi te compromiți, dacă astăzi nu trăiești în voia lui Dumnezeu, nu vei putea ieși în întâmpinarea mirelui. În întâmpinarea mirelui vor ieși toți aceia care astăzi, de pe podul acestui pământ, trăiesc pocăința și viața neprihănire. Și spune că și la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Dacă vrei să ieși în întâmpinarea mirelui la venirea sa, trebuie de acum să ne luptăm mai mult. Trebuie de acum să ne jertfim mai mult, să ne sacrificăm mai mult și astfel să ne pregătim căci Domnul vine. Dacă oamenii de afară se pregătesc pentru marea zi de judecată lui Dumnezeu, dacă oamenii de afară se pregătesc pas cu pas să împlinească cartea Apocalipsei, noi vrem cu toții, prin viața trăită în sfințenie, în voia lui Dumnezeu, să ne pregătim pentru marea zi de împărat lui Dumnezeu și la venirea sa să ne găsească veghind, să ne găsească făcând așa ce este scris în cartea aceasta. Frați și surori, este vremea și ceasul, cum spune Pavel romanilor, în sfârșit să ne trezim din somn.
căci mântuirea este mai aproape de când ca atunci când am crezut. Dacă oamenii lui Dumnezeu de pe paginile Sfintei Scripturi spuneau altădată căci venirea Domnului este aproape, noi pe unde suntem? Și mai aproape, nu? Și dacă Domnul vine, trebuie să ne sfințim, să ne pregătim și astfel la venirea Lui să fim gata. Suntem așa și mă gândeam, adunând toate lucrurile acestea, care trec odată cu întrebuințarea lor, cum spune Petru de altă dată, și ne strângând comorile veșnice, ne vom vedea într-o zi sărați și goi. Și vine Ioanim și spune, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum te uiți cu suflet plâns, căci toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Și într-o zi te lasă. Ai vrut aici, pe acest pământ, să-ți saturi inima flămândă, dar toate aici se duc pe vânt și mai încolo de mormânt. Tu nu ți-ai strâns decât o sândă. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai ce cu dezanță și acum dai totul înapoi și pleci de rai cu cumnigoi. Și unde pleci, tu ai speranță? Nu ai speranță dacă nu strângi împreună cu El, spune Domnul Iisus. Cine nu strânge împreună cu mine, risipește. Și dacă nu strângi împreună cu Hristos, te vei vedea căci n-ai strâns nimica pentru veșnicie. Dar strângând lucrurile veșnice care nu trec odată cu întrebuințarea lor, acolo nu va pătrunde nici molea, nici rugina, nici hoțul. Și să ne ajute Dumnezeu să strângem lucrurile pentru veșnicie. Privește azi ce ți-a rămas și singur judecă-ți ființa. Și spune Ioanid un cuvânt foarte frumos, un vers. Privește azi ce ți-a rămas și singur judecă-ți ființa. Iisus te cheamă, fă un pas și apucă în ultimul tău ceas comoara cea de preț ființa. Această comoară care nu prea este îndrăgită de mulți dintre noi, căința. Să te smerești, să te recunoști, să spui, ăsta sunt, mă recunosc, îmi cer iertare. Spuneam un vers dintr-o cântare odată, eu nu știam a cui e vina, dar când m-a înconjurat lumina, am văzut că vinovat sunt eu. Până nu te înconjoară lumina lui Hristos Domnul, vezi pe fratele că o greșit, vezi pe sora că o greșit. Dar când te înconjoară lumina Domnului, spune acest vers dintr-o cântare, eu nu știam a cui e vina, căci vedea pe alții vinovați. Dar când m-a înconjurat lumina, văzut că vinovat sunt eu. Să ne ajute Dumnezeu să ne smerim în fața Lui. Să ne pocăim mai mult și la venirea Sa să fim găsiți gata. Frați și surori, mă opresc la aceste cuvinte că timpul trece. Și a trecut. Și vreau să vă încurajez și să vă spun că pentru a rămâne în picioare în zilele din urmă trebuie, nu că ar trebui, trebuie numai decât să ne păstrăm inima curată. Să poți rezista în fața atacurilor vrăjmașului, în fața lucrurilor care se vor ridica tot mai mult. Trebuie să ne păstrăm inima curată. Și toți aceia care se vor sfii, se vor sfinți, vom putea să fim găsiți gata la venirea Lui. Amin.